Bine v-a regăsit, prieteni, suntem la Gadgetoc România, sursa voastră zilnică în materie de gadgeturi. Numele meu este Popovici Florin, iar astăzi împreună vom despacheta modelul de phablet, a treia generație de phablet, Samsung Galaxy Note 3. Iată cutia, vine cu același ambalaj cu care Samsung ne-a obișnuit în ultima perioadă, o cutie reciclabilă. Haideți să vorbim un pic de specificații, despre specificațiile Galaxy Note 3 înainte de a despacheta. Este modelul LTE cu 4G, varianta de 32 de giga, trimisă de cei de la Evomag și le mulțumim pe această cale pentru această unitate de teste. Are un procesor Snapdragon 800 de 2,3 GHz, deci este un quad-core, un ecran de 5,7 inch Super AMOLED Full HD, vine cu o cameră foto de 13 megapixel care înregistrează video în format Full HD. Este primul device din 2013, dacă nu mă înșel, care a fost lansat cu 3 GB de RAM, memorie. Are acel stilus care reprezintă practic emblema seriei Galaxy Note. Phabletul urmează Android Jelly Bean și are o baterie de 3200 mAh. Haideți să-l despachetăm. Iată phabletul. Are această imitație de piele pe spate, cusută pe margini. O să vedem un pic mai târziu, să vedem ce mai avem în această cutie. Avem obișnuitele manuale de utilizare. Ghid de pornire rapidă. Adaptorul pentru priză 220 și cablul USB. Aici avem rezerve pentru căști. Iată și căștile Samsung. Iar aici avem un fel de clește cu ajutorul căruia putem schimba vârfurile de la stilus. O să vă arăt într-un alt videoclip pe care o să-l găsiți în descrierea acestui videoclip după ce va fi publicat pe site. Deci, practic, cu acest clește schimbați vârfurile de la stilus, de la S Pen. O să vă arătăm într-un demo video. Cam atât în cutie. Haideți să vedem și phabletul. Iată-l. Este un adevărat gigant. Are un ecran cu o diagonală de 5,7 inch, deci este cu 2 inch mai mare față de modelul anterior. Spuneam că are o cameră de 13 megapixel care înregistrează Full HD. Aici avem și stilusul, haideți să vi-l și arăt. Iată-l. Galaxy Note 3 rulează sistemul de operare Android Jelly Bean, versiunea 4.3. După cum vedeți. Phabletul este superb. Are un design foarte frumos de tip business. Aici jos avem noul port micro USB, USB cu 3.0, suport 3.0. Este unul din primele device-uri lansate în acest an care are suport pentru port USB 3.0, deci practic are un transfer de date mult mai rapid față de celelalte device-uri de pe piață. Și după cum observați, avem această mufă puțin diferită față de ce am văzut până acum pe piață. Oricum, mai multe detalii despre ele să aflați din review-ul nostru ce va fi publicat pe site în zilele următoare. Cam aceasta ar fi despachetarea phabletului Galaxy Note 3. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rugăm frumos să dați un like și nu uitați să subscribe pe canalul oficial de YouTube pentru a fi la curent cu toate notițele în materie de gadgeturi. Iar dacă aveți comentarii, sugestii sau întrebări, vă rugăm frumos să faceți aici, dacă nu ne găsiți la noi pe site pe gadget-talk.ro sau pe una din rețelele importante de socializare, cum ar fi Google+, Facebook sau Twitter. Cam atât pentru astăzi, prieteni, numai bine!